Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. Boom! Magie, vrăjitorie. Dacă ieri am fost pe Uroi, în județul Hunedoara, astăzi am venit în județul Alba. Acum sunt pe cheile Vălișoarei și o să mergem până pe Piatra Secuiului. Și am ajuns în localitatea Rimetia. De aici ne vom începe traseul. Am început să urcăm pe traseu. Am trecut de jumătate. Acum se face traseul mai ușor. Și am început să prind și eu viață. Așa că de acum încolo cam continuăm vlogul cum trebuie. Aici deja e mult mai lejer față de cum a fost înainte. Și am ajuns în sfârșit sus. A fost o tură destul de solicitantă. Mi-a luat un hanorac pe mine că e destul de rece aici. Dar trebuie să vă arăt ce view avem de aici. Trebuie să întorc acum camera. Cam așa se vede. Am urmat traseul Crucea Albastră. Și pe aici am urcat. V-am zis, am făcut cam o oră jumate. Hai poate două ore. Ne-am tot oprit, eu sunt începător. M-am solicitat puțin urcarea asta, da? Și merită din plin efortul. Tocmai de acolo, de jos, am venit. Prima parte e mai dificilă, e plină de stânci. Se urcă doar pe piatră și destul de agresivă panta. După aceea se mai liniștește traseul. Aici, în capăt, spre sfârșit. Ce super se vede! Ia uitați! E ceva lume pe traseu, e destul de aglomerat. Chiar am rămas plăcut surprins și jos în Rimetia, cât de mulți turiști erau. Însă, zona e super faină. Și acum, după ce m-am odihnit, chiar parcă am chef de viață și mă plimb liniștit pe aici. Traseul continuă încolo. Noi încă nu ne-am hotărât în ce parte o luăm. Sunt cu încă 4 prieteni. Dar până aici a fost superb. Dar și ne începem acum urcarea înspre Piatra Secuiului. Nu mai avem mult de urcat, ultimul hop. După care ne-am hotărât să ne întoarcem pe traseul linie roșie. O să urcăm și până acolo sus în vârf și coborăm înapoi spre Rimetia, unde avem și mașina. Vă mai arăt de pe drum dacă o să am energie să filmez. Cam ăsta e traseul ce îl urmăm acum înspre Piatra Secuiului. Cam așa se urcă. We'll be right back.
Hai cât e de fain. După urcarea asta, pe aici am urcat. A, uite, priveliște. Și încolo ne continuăm drumul și ajungem, cred, pe creasta Pietrei Secuiului. Foarte fain. Și vremea e spectacol pentru drumeție. Superb. Wow, cât de fain să vede de aici. Am ajuns chiar în vârf, pe Piatra Secuiului. Ia uitați cât e de frumos. Jos e localitatea Rimetea și traseul a început pe aici, pe drumul ăla, pe aici, printre versanții ăștia doi, doar pe piatră s-a urcat, după care am ajuns acolo în spate, de unde am filmat înainte. Și traseul o să-l continuăm, mergem pe aici, cred că urcăm și până acolo în vârful ăla, după care coborâm în jos, ne întoarcem și revenim la mașină în Rimetea. Și acum am coborât de pe Piatra Secuiului și mergem pe un alt vârf. Coborâm pe aici, o coborâre faină. Urmăm traseul ăsta și să ajungem până acolo, ăla neapărat. Vrem să-l atingem, vârful ăla, să mai vedem o dată toată priveliștea înspre Rimetea. Uite cât de fain se vede. Superb. Și acolo sus am fost înainte. Uite aici, trebuie urmărit traseul, dungă roșie, care duce până în Rimetea. O oră, o oră jumate. Și acum vom urca pe vârf. Și cam așa se urcă. E destul de abruptă, dar nu-i deranjant deloc. Să vedem acolo în vârf. Însă cred că se ocolește pe undeva. E drumul mai lin puțin. Sper. Și încă un vârf cucerit astăzi. Sper să facem toate trei vârfurile. Ia priviți view. Super tare. La Nao. De acolo am venit. Pe aici. Am ajuns până pe vârful ăsta. Și acum ne propunem să ajungem și acolo sus. Ne continuăm traseul pe aici prin vale, coborâm și urcăm pe acolo. E super tare, merită din plin. Pentru mine a fost foarte greu la început. A fost și o urcare mai grea, stâncoasă. Am mers mult pe piatră, urcare agresivă. M-a rupt puțin, în schimb acum mi-a revenit. Poate și observați ceva e bun am și cât de bine mă simt. Chiar dacă numărul de kilometri mai mare pe care îl parcurg pe aici, mă simt foarte, foarte bine. Și simt că am energie ca și cum aș fi nou, pornit acum la drum. Cred că asta și e secretul muntelui. Și de asta vă recomand să veniți și voi, pentru că o să fiți surprinși. Ia uite cum se vede creasta asta. Superb, și noi coborâm pe aici. Puțin încoace, am ieșit de pe poteca. Și iată că am început să urcăm acum înspre al treilea vârf. Cam așa se vede de pe aici. Totul e spectaculos. Și mergem acolo sus.
După care traseul de coborâre îl avem pe acolo, pe undeva. Blanau. Uite, cred că dacă ține așa imaginea, ar putea să consider că sunt Italia, în Dolomiții. Hai, că lumele-s la locul lor. Și gata, încă un vârf cucerit. A ieșit puțin soarele. Stau să vă arăt cum se vede de pe aici. Superb. Ia uitați cât e. În jos. Wow. Uite. Superb. Și traseul de întoarcere cred că e undeva pe acolo, pe jos. Super, super tare. Eu am tot auzit de zona asta, dar nu credeam că e chiar așa de spectaculoasă. Încă o dată mă bucur că am ajuns până aici. Și mai ales că am avut energie să ajung pe toate cele trei vârfuri. Cât e de faină zona. Și acolo avem piatra secuiului. Păi bun, dragilor, cam asta cred că a fost locul de astăzi. Ne-am atins toate obiectivele, de acum încolo urmează doar coborâre. Dacă mai văd ceva interesant de pe coborâre, o să mai filmez și o să vă arăt și vouă. Dacă nu, mă bucur că v-am putut prezenta această zonă. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, apăsați și butonul de like. Eu vă mulțumesc, am fost Adisan, v-am pupat, pa, pa!